Roșia de Amaradia este o comună nu tocmai mare a județului Gorj, fiind formată din satele Becheni, Dealul Viei, Roșia de Amaradia, Reședința, Ruget, Seciurile, Stejaru și Toaia. Condițiile de trai din această comună sunt mai mult decât modeste, însă scumpirea prețurilor din ultima vreme este puternic resimțită și de către locuitorii acestei comune. În sprijinul acestora, primarul de la Roșia de Amaradia, Liviu Cotoșman, a anunțat public faptul că taxele și impozitele aferente anului 2022 vor rămâne nemodificate. Lipsa locurilor de muncă produsă de închiderea unității minerilor este un motiv de îngrijorare ce l-a determinat pe edilul comunei să nu majoreze valorile taxelor. Vreau să vă spun că, având în vedere condițiile de trai de la nivelul localității Roșia de Amaradia, în sensul că nu mai există locuri de muncă deoarece unitatea minieră a fost închisă, am încercat să mențin și taxele la nivelul anului precedent și de la an la an am emis o hotărâre de Consiliu cu propunere de a rămâne la fel. Doar inflația a venit prin lege, în rest de ceva ani bun taxele și impozitele la Roșia de Amaradia nu s-au modificat deloc, luând în calcul faptul că puterea de trai la nivelul localității, având în vedere că nu sunt locuri de muncă, e foarte mică și nu mi se părea normal ca taxele să fie mai mari, în condițiile în care se știe că au crescut și facturile la energie, la gaze și nu numai. Iar veniturile au rămas aceleași, puterea de cumpărare fiind net inferioară.